Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Detroit Become Human. Ce părere aveți până acum de joacă? Am ajuns cam pe la jumătatea jocului. De fapt, cred că am trecut puțin, dacă nu mă înșel. Deci, cred că mai avem vreo 5-6 episoade, tot așa mai lungi, de vreo 40-50 minute, deci eu zic că e ok. Haideți să-i dăm noi continuu, dar înainte vă rog, nu uitați și voi acolo să apăsați butonul de subscribe, desigur. Iarăși în locul acesta. Băi, tot nu înțeleg ce cu locul ăsta, adică nu ni s-a explicat. Și desigur că iar trebuie să o găsim pe Amanda. E aici? A, nu e pe partea cealaltă. A, e în bărcuță. Nice. I thought you might enjoy a little cruise. Dar cum să nu? Hai cu bărcuța. L-B. Care era asta-i? A, ăsta, bun. Nu vorbim nimic, doar vâslesc și asta e tot. I love this place. Everything is so calm and peaceful. Far from the noise of the world. Tell me. What have you discovered? Bun, trebuie să avem grijă. Despre Eden Club vrem să zicem, nu? I found two deviants at the Eden Club. I hope to learn something, but they managed to escape. Oh, no, nu e bine. You seem so close to stopping them. Cred că o să ne înjure la un moment dat tipa, că tot îi scăpăm pe ăștia. You seem lost, Connor. Lost and perturbed. Hai să nu fim sinceri, să fim reci. The investigation is more challenging than I anticipated. But I have no doubt that I will solve this case and stop the deviants. You had your gun trained on those deviants at the Eden Club. Why didn't you shoot? Now we use. We need the deviants intact for analysis. Shooting them wouldn't have taught us anything. Cred că ne-am ales cuvintele bune, că nu v-a deranjat-o. If your investigation doesn't make progress soon, I may have to replace you, Connor. Vrea să ne înlocuiască? I know I will succeed. All I need is time. Ok, deci trebuie să avem grijă că nu vrem să fim înlocuiți. Something's happening. Something serious. Hurry, Connor. Time is running out. You're starting to piss me off with that coin, Connor. Lol. Sorry, Lieutenant. 79th floor. Oh, am ajuns în clădirea aia unde am fost cu Marcus. They knew the building and they were very well organized. I'm still trying to figure out how they got this far without being noticed. Hai să ținem pe cameră, că văd că ne dă niște unghiuri mai bune. They attacked two guards in the hallway. Probably thought the androids were coming to do maintenance. They got taken down before they could react.
Sunt mândru că n-am omorât niciun om, că ar fi fost nașpa dacă aș fi făcut asta. Opinia publică ar fi fost jalnică. Așa poate avem șanse să ne înțelegem cu oamenii, știți? Să nu creăm un război sau altceva. How many people were working here? Just 2 employees and 3 androids. The deviants took the humans hostage and broadcast their message live. Then made their getaway from the roof. The roof? Yeah, they jumped with parachutes. We're still trying to figure out where they landed, but the weather's not helping. If you want to take a look at the video broadcast. Bun, hai să investigăm, să ne facem treaba de detectiv sau habar n-am ce sunt. Lieutenant, this is Special Agent Perkins from the FBI. Lieutenant Anderson is in charge of investigating for Detroit Police. What's that? My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. Androids investigating androids, huh? You sure you want an android hanging around? After everything that happened? The FBI will be taking over the investigation. You'll soon be off the case. Pleasure meeting you. Have a nice day. And you watch your step. Don't fuck up my crime scene. Băi, auzi la el. Hai că Hank se descurcă. Mai ales că are și pe Connor. I'll be nearby. If you need anything, just ask. Alright, well, let's have a look around. Let me know if you find anything. Okay. We ask that you recognize our dignity, our hopes, and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life. Aș vrea să-l facă și pe Connor să îi înțeleagă, știi? Ar fi super. Deviants say RA9 will set them free. This android seems to have that objective. Ah, și acum încercăm să aflăm cine e tipul ăsta, RA9. Măi, teoretic noi știm că e Marcus. Ok. Vedem care ochii diferiți. Bun, și încă un indiciu. Da, uite că am aflat cine e. I identified its model and serial number. Anything else I should know? A, nu vrea să-i zică cum îl cheamă. Bine, Connor. Acum sper să nu fie suspicios Hank. Băi. Na, situația asta e. Trebuie să ne completăm misiunea. Dar o facem și noi așa 80% doar. Aici e camera. Ia-te-ne pe noi, mă. Dar nu știți ce e, evident, e nimic. Slăbuți. They didn't break in? No, no signs of forced entry. There are cameras in the hallway. The staff would have seen what was happening. Why did they let him in? Maybe they didn't check the cameras. Ah, dar serios, are logică. Ar fi putut să vadă. Station androids in the kitchen. There's no evidence that they were involved, but we didn't know what else to do with them. Ok, deci trebuie să interogăm niște androizi și cred că de asta n-au forțat ușa, pentru că la camere, la supravegheat, erau chiar niște androizi și o lăsat. Cel mai probabil asta e problema. Și noi trebuie să interogăm pe ăștia trei. Bun. Hai să vedem cu care începem. N-ar trebui să fie greu, nu? Adică... Sper. Deci trebuie să ne uităm la o reacție. Nimeni nu schițează absolut nimic. What is your function? I am a broadcast operator. State your model. Model GB300. Serial number 336 445 581.
Were you present when the deviants broke in? I do not remember. Cum adică nu-și amintește? Stai puțin. Have you been in contact with any other androids recently? Only station androids in the normal course of my function. Băi, nu prea aflu informații. All systems fully operational. Mă, tu mă minți. Ăsta din stânga e puțin ciudat. Not to my knowledge. One of you saw the attack on the surveillance cameras and said nothing. Which means there's a deviant in this room. And I'm going to find out which it is. Ok. Hai să-l întrebăm pe ăsta. Give yourself up. Maybe I can convince the humans not to destroy you. Ăsta nu schițează nimic. Bă, ultimul, eu ultimul cred că este deviantul. Ia, ia, ia! Uite cum se uită. Vezi că, cred că-l prindem. Vezi cum face din ochi? Ceilalți nu se mișcă deloc. Vezi că se abține bine și el. Da, cred că l-am prins. Ăsta nu schițează nimic. Uite, ăsta, ăsta. Mamă, violență. Băi, tot la ăsta cred că m-aș duce. Ia vezi că... Na, e logic că ultimul e. A, ce v-am zis? Na, 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 nu te pui tu cu Connor. Bă! Bă, cu ce a greșit? Un minut și... Vai de viața mea, ce mă fac? De bine, de bine. Scoate cuțitul. Eu nu pot să înțeleg cum l-au făcut pe Connor. Dar v-am zis eu că el e. Ok, deci trebuie să ajungem la... chestia aia. X, ok. Avem timp un minut. Acum sper să fie destul. Bine, cât pe ce? Au, vezi că ne-o rezolvat puțin. Dar până la urmă suntem cel mai bun android, deci hai să ne facem treaba. Ok. Hank. Opa, nu prea are șanse să supraviețuiască. Atacăm. Take gun. Bine, bine. Mamă, ce cold a fost faza asta. I wanted it alive. You saved human lives. You saved my life. Bine, bă. Hai că a fost ce trebuie, chiar dacă n-am reușit să-l avem în viață, ca să vedem informații, să aflăm chestii, eu zic totuși că a fost ok. O mers treaba bine. Tipul a rămas încă pe acoperiș? Wait! Lol. Mama mia, voi vedeți câte opțiuni aveam. Și am salvat oamenii, putea să fie un masacru. Eu cred că e bine.
Unde am ajuns, e întrebarea. Unde e Alice, de fapt? Find help. Stai puțin, eu înțeleg. Eu nu înțeleg unde e Luther cu Alice. Dacă zici tu, hai să ne cărăm de aici. Please, I really need to see her. Sau insistăm. I'm Rose. Alol! Care erau șansele? What can I do for you? I was told you could help us. Help you? A, uite și pe ăștia, unde erau? It's better if we talk inside. Deci să înțeleg că ea e tipa care ne poate ajuta să mergem în Canada. Ar fi super dacă am reușit. Da, scuze că te-am întrerupt, Luther. Vreau să mă uit puțin pe aici să văd altceva. Putem verifica? Nu se pare. Da, o să avem încredere. What's your name? Alice. She's running a fever. We've spent the last few nights outside. She's exhausted. There's a spare room upstairs. You can put her to bed and I'll bring her something to eat. Adam, will you show them upstairs? Cam tăcut tipul ăla. Sper că nu ne dă în gât. Cum ar fi să sune la poliție? Hai să o ducem pe Alice la culcare. Drăguță casă, by the way. Sperăm să găsim și o casă disponibilă în Canada. Deci, avem numai un pătuț. A, numai cu patul putem interacționa. Hai de sus. Nu te urci? Aia zic. Put Alice to bed. Păi, și cum ai vrea? Vrei să mă apropie mai mult de? Așa. Ok. Noi schimbăm și noi hainele, gen, cred că-s destul de ude de la zăpadă, de la toate astea. Sau poate nu. Deci tăcuți sunt toți, wow. I'm fine, Car. We can't stop because of me. We've got to get across the border. Hai să-i spunem că totul să fie bine. Get a good night's sleep and we'll set off again tomorrow. Why do humans hate us? We didn't do anything wrong. E complicat. Humans are complicated. Sometimes it's difficult to understand them. Why can't we just talk to each other? They'd see we're not bad. Hai să fim optimiști, zic. Maybe one day we will. Cred că vom reuși dacă merge totul bine cu Marcus și nu pornim vreun război. I made you Rose's world famous spaghetti. You'll be back on your feet in no time. There's something for her fever. Thank you. I'll get these washed and dried.
Mulțumim, doamnă. Nu i-am reținut numele. Ne l-a zis? Ah, ba da, Rose. Hai să-i dăm un pupic. Sleep tight, Alice. I'll be downstairs if you need anything. Get some sleep. And tomorrow, you'll be stronger than me. Bă, prea de treabă, Luther. I'll stay with her a while. Ok. Deci, hai să coborâm. Trebuia să mai fac ceva, trebuia să trag draperiile cumva. Pot să mă întorc? Ah, ok. Sperăm că le trage Luther. E cumva Crăciunul, că văd aici o groază de ornamente de-astea de Crăciun. Probabil, cine știe. I didn't get your name. I'm Kara. This is my son Adam. I'm Rose, but you know that already. Come and have a seat, Kara. Ia să vedem dacă ne poate ajuta. Sperăm să poată. So are you going to tell me what a deviant's doing in the snow with a little girl? Vom fi sinceri, nu știu, am încredere în ea. Sperăm să nu ne înșelăm. Her father was beating her. When I saw what was happening, something snapped inside of me. All of a sudden I felt like her life was more important than mine. I had to protect her. So we ran away. I understand. Hai să întrebăm de ce vrea să ne ajute de fapt. Most humans hate androids. My people were often made to feel their lives were worthless. Some survived, but only because they found others who helped them along the way. Hai să întrebăm dacă sunt și mai mulți devianți. We're not the first ones to come here. These past few weeks we've seen more and more. I don't know what's going on, but something's happening. We've heard you help androids cross the border. Can you help us? Să nu-mi zici că nu. The only way is over the river, and it's mostly frozen in winter. Fai, ne-am dus. And after that android speech on TV, everybody's on edge. It's probably safer for you to stay here until things settle down. Să insistăm. Hai să mai rugăm. Needs to feel safe and have a normal life. We have to get across that border. No matter what. Sperăm că ne poate ajuta într-un fel, habar n-am cum. You've got to help us. Rose, come quickly. Ce e aici? What's going on? It's Mary. She just shut down. Ah, alți androizi. Deci nu suntem singuri în casa asta. We used to talk about what we would do once we got across the border. I loved her. I loved her more than anything. E fânciat, băieți. What will I do without her? Let them be. Ah, nu cred că trebuia să vadă asta. Alice? What are you doing? You should be resting. I wasn't sleepy. Să lăsăm să vadă? Nah. It's okay. Mă gândesc că poate o afectează, habar n-am.
She didn't want to stay in her room any longer. You all right, Kara? Yes. I'm fine. Sper să nu mai pleci de lângă noi, Alice, că deja a făcut asta de vreo 2-3 ori. Not after what those deviants did today. It's too dangerous. Do you know what happened if the police find them here? We'll go to prison, Mom. Do you understand me? Prison! Adam! We've already talked about this. No! I won't back down this time. You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They... they're nothing! Ok, băiatul ăsta chiar nu ne suportă. Mai suntem și de față, știi? I'm not going to prison because you want to help these freaks. That is enough, Adam. That's enough. Da. Sper să nu cheme autoritățile. Să vedem ce putem face acum. Check what's going on. Ah, nu. See Rose. Don't mind him. Stă prost cu nervi, ok, înțelegem. Se iartă. Sometimes he just boils over. It's been hard since his dad passed away. But he's a fine boy. I'll go see about getting you across the border tonight, okay? You stay here. I won't be long. Ok. Și așa n-aveam unde pleca, deci stăm cu minți. Și acum ce facem? Casa noastră, dăm petrecere? Ah, look around. Asta e revista? Da, nu ne uităm deloc peste astea. Hai să vedem noi ce e aici, o fotografie de familie. De ce mi-apare aici să mă uit? Pachetele de-astea cu... cred că sânge sau habar n-am, piese pentru androizi. Asta cred că e tatăl băiatului. Ia să vedem ce mai la TV. There is widespread shock following the android attack on Detroit's Stratford Tower. The machines recorded a video message and broadcast what can only be described okay. as demands on the city's public screens. It's still unclear whether... Bine. N-am chef să mă uit. Sperăm doar că oamenii încep să ne înțeleagă. Doamne ajută. Uite aici brăduțul drăguț, îmi place, îmi place. Deci, cred că ne-a fost confirmat că vine Crăciunul. De ce ne-am uitat așa pe furiș? Sau am apropiat ușa? Cred că da. Afară ninge drăguț. M-am speriat. The police. It's the police. Fuck. A deal open. Stai, nu-i bine, nu-i bine. They know we're here. Cum s-a întâmplat asta? Bă, nu merge androidul printre fotolii. Mișcă. Nu-i bine. Upstairs, laundry, kitchen. Fuck. Upstairs. Doamne ajută. Nu știu dacă am făcut ce trebuie, dar Edita mai n-a mi-l de om. L-ar fi văzut prin dulapuri pe aici. Ar trebui să-l calmăm. Evidență? Cum, Doamne, evidență? De unde? Hai să-l calmăm. If they see you panicking, do you want to get us into trouble?
Do you want to get your mother into trouble? And keep calm? Zic că mai avem timp. Doar 22 de secunde. Stai puțin. Find evidence. Bă, dar ce evidențe? A, uite asta. Bun. Încă două. Oare ușa asta? Da, da, da. Și încă o evidență. Stai că trebuie să mă gândesc. Stai că nu e bine. Cât timp mai am? 11 secunde. Nu știu ce evidență. Pe aici? Stai puțin că nu-mi dau seama. Bă, ce mă fac? Ah, hainele astea, hainele. Nu, n-am apucat. Good evening, ma'am. Sorry to disturb you. We've had reports of androids in the area. With all this deviant business going on, you can't be too careful. Do you mind if I ask you a few questions? Ok, deci trebuie să jucăm calm și calume. May I come in? Of course. Am uitat de haine, bă, ce moftic. Credeam că mai am timp. Would you like a cup of coffee? I'd love one. Ah, mai am timp. Bine, 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 mai am timp să maschez. No, nothing in particular. Nu pot? Nu-s hainele? Alice. Am zis asta pentru că-s hainele aici. Bun, mai am încă o chestie de ascuns, dar nu-mi dau seama care. No. Cum era să zic că sunt androizi? Mamă, îmi bate inima ca la iepure. Dar nu înțeleg care-i cealaltă evidență. Bă, nebunesc. Știi ceva, fac cafeaua aia. Deci, trebuie să mă mai uit încă o dată. Cum? Și pe unde? Și de ce? Mai este o evidență. Pe aici la masă, nu. Hainele, nu. Trebuie să mă uit pe aici, pe la TV. Aaa, vai de capul meu cum erau puse. Gata. Altceva, altă viață acum. Mai avem ceva? Ia să-i să văd. Absolut nimic. Bun. De ce la 100 level de suspicion? Ok. Ok, trăiesc eu într-un suspans acum, bag piciorul, bă! Vai de capul meu. Ce-i cu gălăgia aia sus? Ah, noroc i-am zis că e și fetița. What's your name, son? Adam. My name is Adam. Bun, stai calm. Androids, they... He needs a rest. He's been working in the garden all day. Do you know anything about deviants? Have you seen any? No. No. I haven't seen anything. I better go. Thanks for the coffee. Have a nice evening. Hai că ne-am descurcat, bine.
Ai de capul meu. Is somebody else in the house? It's nothing. The washing machine. It's an old model. It makes a terrible racket. Zim că ne crede. Sorry for the inconvenience. Bun. Du-te de aici să nu te mai văd. Cară-te, hai. Că deja mi-ai scurtat 10 ani din viață. Bun. Gata, altceva acum. He's gone. It's okay, Alice. We'll be safe now. It's Rose. Get yourselves ready. Deja? We leave tonight. Asta a fost cam repede. De la nu mergem la... Hai da, let's go. Da. Ia uite cât aveam, bă, ești nebun. Și ne-am descurcat. Chiar am făcut o treabă bună. Da, haideți să ne oprim noi aici. Aproape 40 de minute, eu zic că e destul de ok. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați acolo un butonaș de like. Iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!